Energia a reușit să câștige și al doilea meci din grupele de baraj și va juca și sezonul viitor de prima scenă a handbalului românesc. Elevii lui Liviu Andrieș au trecut de CSM Focșani cu scorul de 39-26. Handbaliștii gorjeni au tranșat partida încă de la pauză, atunci când au intrat la cabine cu un avantaj de 7 goluri, scor 20-13. În urma acestor rezultate, elevii lui Andrieș și-au asigurat prezența și în sezonul viitor pe prima scenă a handbalului românesc. Turneul de baraj din capitală nu le-a dat prea multe bătăi de cap celor de la Energia. Handbaliștii gorjeni au trecut fără emoții de cei de la CSM Focșani și CSM Satu Mare. Astfel, Energia va juca și în campionatul următor în prima ligă handbalistică a României. Această săptămână a fost una benefică pentru Energia, mai ales că gorjenii au aflat că vor evolua în Cupa EHF, după ce Minaur Baia Mare a câștigat campionatul masculin de handbal.